98 lucrez în industria de internet, întâi la un internet service provider ca și cumpărător de publicitate, apoi din 2002 la Astral, ca și director de marketing și cumpărător. Din 2003 am trecut baricada, m-am transformat în vânzător de publicitate și până în 2007 am vândut publicitate. Din 2007 iar am fost cumpărător, dar de data asta din partea unei agenții de media, Initiative. Din 2007 sunt pe cont propriu, am două business-uri separate. Unul este legat de training-uri și consultanțe pe care le fac în domeniul publicității online, iar celălalt fac niște team building-uri mai extreme, am și niște pasiuni mai ciudate cu rafting, cu fundări, off-road și alte apucături de astea de outdoor. Nu insist foarte mult asupra lor. Astăzi o să vorbim despre eficiență, despre cum se fac campanii și înainte de a început aș vrea să vă întreb cât dumneavoastră sunteți reprezentantul sau proprietarul unui client de publicitate, unui cumpărător de publicitate. 1. E bine. 2. 3. 4. 3. 4. Vânzător de publicitate care vând la agenții sau la clienți. Proprietar de media sau de bloguri sau de site-uri. Ok, deci avem mai mult proprietari. Bun. O să vă spun cum am văzut eu că se face în general o campanie ideală. Și înțelegeți ghilimelele. Primul pas este să aprobați un buget după ureche. Am auzit că e cam 1000. Aud foarte des sintagma asta și, din păcate, reclama se face în funcție de câți bani ai. Și mulți zic atât am, de ăștia fac. Al doilea pas este să alege site-urile după preferințele bunicii, ale copilului, ale colegului, amantei sau unei alte persoane care vă influențează în anturaj. Când lucram la Arbomedia, 90% din cererile publicitate spuneau: care e primul site la voi în portofoliu? Păi software. Aha, deci acolo. Dar știți, dumneavoastră vindeți kilos de dam. Nu contează, vreau să fac acolo. Dar știți, pe Softpedia sunt 90% bărbați. Nu mă interesează, nu vrei să-mi dai pe prima oară problemă cu asta? N-am o problemă. Dar nu ți-o potrivești. Nu conta. Deci, din păcate, subiectivismul în alegerea canalelor media este extrem de mare. Îmi place să spun că România este locul în care banner-ul este votat de Consiliul de Administrație. Nu știu dacă ați scoțit vreodată chestia asta, dar am văzut de foarte multe ori o chinuială fantastică din partea unei companii care, după îndelungi eforturi, reușeau să vină cu un singur banner. Ori internetul este un mediu de trial and error. Este un mediu în care simpla schimbarea unei culori de banner vă poate influența rezultatul. Vă dau un exemplu. Am făcut o campanie acum 2 ani pentru Love Plus. Știți ce e Love Plus, da? Dacă nu știți, e greu. Deci aveau 5 culori care corespundeau celor 5 produse din gamă și am făcut bannerele cele 5 culori. Cu același mesaj, pe același site, la aceleași ore. E bine, unul din bannere, cel verde, a înregistrat o rată de click de aproape 3 ori mai mare decât media celorlalte. Nici până în ziua de azi n-aș putea să vă spun de ce. Probabil din motive conjuncturale. Cert este că dacă făceam o singură culoare, probabil culoarea care își dorește clientul sau pe care, la care ne gândim noi că cea mai bună, s-ar putea să fie exact culoarea cea mai puțin clickăită, am fi înregistrat performanțe reduse în această campanie, pur și simplu pentru că nu am lăsat posibilitatea ca prin nețel, vă să vedem ce se întâmplă. Testele le faci pe același site sau pe site-uri diferite? Nu. Banner-le diferite? Se fac, deci, pe întreaga selecție de site-uri, dăm drumul la campanie și după o zi, două, după o perioadă de test foarte scurtă, facem o statistică și vedem. Dar o să intrăm puțin mai în detalii mai târziu. Așa. În general, site-urile pe care doriți să intrați cu banner-le nu aparțin un singur furnizor. Știți faptul că piața de România este o piață fragmentată, sunt aproximativ 1500 de site-uri pe care puteți să puneți publicitate. Din nefericire, sunt puține situațiile în care un singur furnizor are toate site-urile care aveți nevoie și atunci, din comoditate, foarte mulți clienți spun: lasă că lucrez mai cu ăla, că știu de mult. Uneori, acel om pe care știți de mult nu are site-urile de care aveți nevoie, chiar dacă așa vă spune. Mi-aduc aminte că la unul din training-urile mele, un mare client de publicitate mi-a spus: cum? Dar nu e regia X singura care vinde toată reclama pe internet? M-a umflat râsul. Sunt astăzi cel puțin 30 de furnizori în piață sau care... Asta ca să zic 50 de regii și entități care vând publicitate pe internet și
era chiar o situație hilară, dar, mă rog, dacă vânzătorul acelei regii a fost atât de bun, eu îl felicit. Și l-am felicitat. Poate în China. Nu, nu, aici în România. Sunt clienți care nu au cerut niciodată statistica a campaniei. Niciodată. Nici măcar banal arată de timp. Că nu e interesat. Foarte mulți, mai ales dacă această cerere vine prin agenție, de multe ori agenția este tentată, și nu vreau să vă găsesc neapărat de agenție, dar sunt agenția că singur scop în viață este să consume acel buget ca să-și ia comisionul de la agenție. Și atunci, ăsta e rezultatul. Nu interesează ce se întâmplă campanie. Separat faceți o campanie în Google sau în social media. Că de obicei așa se întâmplă. Stai mă puțin. Mesajul de Google trebuie să arate altfel. Și de obicei arată cu totul altfel și targetarea cu totul altfel și așa mai departe. În realitate, clienții noastre sunt aceiași. Că se atingeți prin metode sau prin canale alternative, dar cu un mesaj consistent. Același. Și după care o luați de la cap. Din păcate, tabloul pe care vi l-am prezentat aici este foarte, foarte des întâlnit. Sunt convins că cei care vin aici vor să facă lucrurile altfel și chiar dacă le-ați făcut așa până acum, sugestia mea ar fi să vă gândiți de două ori înainte să faceți o campanie, drept pentru care am venit și cu două soluții. Mă rog, o să vă povestesc mai multe lucruri care o să facă, sau o să încerc să vă fac să vă schimbați un pic modul în care abordați o campanie. Așa că un raport de genul ăsta, pe care din păcate îl cer mulți clienți și cu care se împacă foarte bine, este un raport care nu vă spune nimic. Pentru că acest raport nu vă spune de fapt ce se întâmplă în Bennet. Dacă mesajul nostru este, iau un exemplu la întâmplare, Dacia pe drumul cel bun, această rată de click mi se pare o rată de click foarte mare, pentru că nu avem niciun motiv de a spune acel Bennet. Dacă acel banner, în schimb, este dă un click acum aici ca să câștigi o Dacie, acest procent este foarte mic. Dar vă spun că există situații în care putem mări rata de click într-o campanie fără să schimbăm banner. De foarte multe ori, noi ca oameni din industrie suntem tentați să dăm vina pe ceilalți. Creația n-a fost bună, strategia n-a fost bună, site-urile n-au fost alese bine. Dar ce facem când ăsta e bannerul, e unul singur, e votat de Consiliul de Administrație, dar nu-l mai putem schimba. Ce facem când site-urile sunt la impuse și noi, ca oameni de media, trebuie să facem ceva? Ne e foarte simplu să dăm vina pe ceilalți, dar de multe ori, noi, ca oameni de media, trebuie să găsim acele pârghii prin care să eficientizăm campania. Și eu vă spun că se poate. Pentru că eu, ca om de media, sunt destul de constrâns. Nu pot să spun eu, ca om de media, știți, bannerul nu-i bun, schimbă o virgulă. Că nu e treaba mea, este treaba creației. Și atunci trebuie să fac acele lucruri care sunt pe părticica mea, să pot să schimb lucruri. Și eu vă arăt că există cel puțin două metode prin care putem să mărim rata de click într-o campanie fără să schimbăm bannerul și fără să schimbăm parametrii campaniei, fără să schimbăm site-urile și așa mai departe. Și o să le vedem imediat. Bun. Ce înseamnă, de fapt, eficiență? Ce înseamnă pentru voi eficiență, de fapt? Oare? Haideți. Depinde de obiectivul campaniei. Dacă e o campanie de vânzare, da. Cel mai multe produse vândute. Hai să încercăm să găsim un cadru mai general. În primul rând, să ne stabilim niște obiective măsurabile. În cazul nostru, da. Trebuie să vindem 500 de laptopuri. Da? Dar sunt situații în care poate vrem să modificăm preferințele pentru un brand sau atitudinea față de un brand. Da? Să avem o atitudine favorabilă. Sau awareness. Da? Să avem top of mind. Deci sunt o grămadă de indicatori pe care îi putem seta și aceștia trebuie să fie măsurabili prin niște indicatori pe care tot noi ni impunem. În al doilea rând trebuie să măsurăm. Cum vă ziceam, degeaba ne impunem să creștem eficiența unei campanii dacă nu o măsurăm. Deci trebuie să avem obiective pe care să le putem măsura și să o facem efectiv. Și o să vedeți metodă. În al treilea rând să optimizăm expunerea sau frecvența. Asta este partea mea de mediu. Deci dacă la partea de creație, la partea de banner, la partea de strategie, putem să facem o mie de lucruri, o grămadă de abordări, în momentul în care mergem cu acest mesaj în canalele media, trebuie să încercăm și aici să eficientizăm expunerea. Și în al patrulea rând, să constituim acest proces repetitiv, această iterație. Dacă noi facem o campanie și nu învățăm din campaniile bune
ce e de învățat și nu învățăm din campanie proaste, din nou ce este de învățat, înseamnă că facem campanie degeaba. Am clienți care îmi spun, am făcut o campanie, a fost bine, a fost bine, am avut o rată de click bună, bannerul ăsta crezi că o să aibă o rată bună de click? Și de ce le spun, dacă aș ști ce rată de click o să aibă bannerul tău, o să joc la lot. Pentru că n-am de unde să știu. Vă arăt un banner pe care l-am primit în 2003 de la un client și aș vrea să spun, să-mi spuneți, ca oameni de ca oameni, poate aveți o creație. Ce părere aveți despre acest banner? E frumos, e urât, cam câte culori are, de fonduri. Ați dat click pe el? Credeți că ar merge? Ar merge? Asta m-am întrebat și eu. Când am auzit prima dată acest banner, sincer vă spun, eram și mai tânăr, i-am spus acestui client, stimate domn, vi-l refac eu, gratis. Nu vă costă nimic și spun, nu, lasă-l post. Și zic, pe românesc, moșule, nu o să ai mai mult de 0,2% rată de click, ci o să am 3% rată de click. Și am spus, nu te cred, punem pariu. Și am pus pariu. Și a avut 4% rată de click. Supărat că a avut 4% rată de click, am zis, omul ăsta a intrat pe site-uri, că erau doar 3 site-uri pe care a intrat campania și a dat click pe bannerul lui la început ca să-și facă rată mare de click, să-mi ia lada de bere. De pentru care l-a limitat în frecvență. În general, în momentul în care limitezi în frecvență o campanie, datorită faptului că vezi de maxim 4-5-6 ori bannerul, după care celelalte banner sunt reportate la alți utilizatori, rata de click crește. Dreptul mare să-l sunt vreo 6-7%. Am cedat nervos, l-am sunat, eram în Canada și am spus, ok, ai câștigat. Îți dau la ZBR. Explică-mi și mie, cum poate un banner mai urât decât fraților Pokémon să obțină o rată de click de 5%? Și mi-a spus, păi când o să stai un an de zile în Canada și nu o să vorbești cu nimeni în limba română și o să vezi un steag pe un banner și o să apuce plânsul, o să înțelegi. Realitatea este că acest banner care este gândit pentru diaspora, nouă oameni deci nu spune nimic. Deci de multe ori, asta încerc să vă arăt în acest exemplu, că sunt situații în care un banner care nou nu ne spune absolut nimic, poate să aibă acel trigger, acel de click pe care îl produce mintea consumatorului, care să-l facă să acționeze. Bun, păi hai să vedem cum eficientizăm, propriu zis, o campanie. Și în primul rând, trebuie să facem lucrul ăsta tot timpul. Și când spun tot timpul, asta înseamnă să o facem înainte de campanie, în timpul campaniei și post-campanie. Pentru că foarte mulți așteaptă să consume un buget de niște 10.000 de euro și după asta mă întrebe. Dacă n-a fost bine, de ce nu ai spus mai devreme? În publicitatea online aveți posibilitatea să faceți lucrul ăsta în permanență. Și înainte, și în timpul, și post-campanie. Și de aici ne derivă niște indicatori pe care să măsurăm înainte de click, în timpul campaniei și post-click. Și să-i vedem. Dwell time sau form entry. Sunt doi indicatori pe care, în general, FMCG-urile le folosesc pe banner. Pe care le puteți măsura pe un server. Ce am lucrat de aici cu un server până acum? 1, 2, 3... Da. Double click ați folosit? Ok, deci în comun. Bun, ce este un server foarte pe scurt? Este un top, de fapt, un server care are ca scop livrarea și măsurarea campaniilor publicitare. Și vă invit să folosiți astfel de instrumente pentru că sunt extrem de performante și au extrem de multe facilități pentru un proprietar care vrea să-ți facă bani în chestia asta și chiar și pentru un proprietar de medie, nu doar un proprietar de afaceri. Bun, ce înseamnă dwell time? Dwell time este un indicator care ne arată nouă timpul pe care și l-a petrecut acel consumator cu bannerul nostru. Poate vi se pare hilar sau să veniți cu contraargumentul că omul își lasă acolo mouse și stă o oră să citească un articol. Poate adevărat. Dar statistic vorbind, dacă am 3 bannere și pe unul s-a staționat cu mouse-ul 10 secunde și pe altul 45 de secunde, mai ales dacă este un banner interactiv, cu siguranță al doilea banner a fost mai interesant decât primul. Și atunci, chiar dacă omul nu dă click pe banner, pentru că de foarte multe ori această eficiență a campaniilor se rezumă la rata de click, de foarte mult această rată de click nu ne spune nimic despre ce se întâmplă pre-click. Pentru că oamenii poate să facă o grămadă de acțiuni în banner și probabil că ați văzut de-a lungul timpului o grămadă de banner și creații în care puteți să faceți foarte multe lucruri și în care
bannerele se pot transforma în niște mini-site-uri în care trebuie să aveți această experiență cu brandul, fără să fie nevoie să dați click. Dacă obiectivul meu de campanie este să vă spun că a apărut noua Ursus Brună, nefiltrată, nu am de ce să vă chem la mine pe site decât dacă am un landing page foarte, foarte bine făcut. Dar de multe ori, bătălia mea ca brand este la raft. Și scopul meu în viață este să vă fac ca la raft să alegeți brandul meu și nu o bere concurentă. Un alt exemplu care îmi vine acum în minte, puteți să vă faceți o campanie de awareness, deci cu obiective de notorietate inclusă pe Google. Puteți să faceți o reclamă la lucruri care n-au legătură neapărat cu ceea ce caută acei consumatori, dar care au legătură cu produsul noastră. Ei nu vor da click pe acel mesaj, pe acel ad, dar vor vedea reclama dumneavoastră și obțineți o notorietate mai mare fără să cheltuiți decât $2-3 pe zi pentru acea campanie. Cine este interesat de astfel de campanii, putem discuta în pauză. Nu vreau să fac în detalii. Dar ce vreau să vă povestesc este că acest format, aceste bannere HTML sau DHTML pe care le puteți face, pot înmagazina informații de la consumatori fără ca ei să dea click. Deci numai prin introducerea de anumite, lucruri pe care consumatorii le pot face în bannere, cu aceste formuri puteți să măsurați eficiența unei campanii înainte de click. Evident, veți măsura rata de click, adică impactul pe care îl are acel mesaj la audiență, rata de interactivitate, care poate fi diferită de rata de click. De exemplu, de câte ori s-a dus omul cu mouse-ul deasupra unui rollover? Te rog. Sau, mă rog, pur și simplu, mult mai încolo... De când să te rog întrebarea? Eu am auzit-o, dar se aude toată lumea. E deschis. Deci, la rata asta de interactivitate, luați în calcul și faptul că omul, de exemplu, el nu dă pe banner, pur și simplu vrea să închidă ceva sau să dea next, dar pur și simplu bannerul deci, apare acolo și acest rollover count este un rollover care... care înregistrează acțiunile utilizatorului, deci numărul de mouse-overe, dacă ele depășesc un timp limit, de obicei de 200-250 de milisecunde. Dacă el se face accidental passing by, atunci va fi pe o perioadă foarte scurtă și nu este contorizat, iar rollover-ul nu se deschide. Deci eu practic măsor și această cotă de minimă ședere pe banner este o pot pune eu cât vreau, 200 milisecunde, 300, 500 și o secundă poate să fie, dar deja o secundă este cam mult. Dacă omul se duce cu mouse-ul, se așteaptă ca relativ repede să-i vină nou conținut. Deci pot să măsor și în cazul ăsta, îți dau un exemplu, am avut o campanie la Danone Fruitissimo, da? Și obiectivul lor era, evident, bătălia la raft. Și obiectivul lor de comunicare era să arate consumatoarelor, că era vorba de un produs pentru femei, preponderent sunt cumpărătoare de sex feminin, să le arate noua forma cutiei, că era mai ergonomică, era mai mare, era mai la. E, la sfârșitul campaniei am spus clientului a avut 100.000 de unici, a avut 500.000 de afișări și a avut în total 1.400.000 de deschideri. De fapt, alea sunt noile afișări, pentru că de fapt ăla era mesajul care m-a interesat pe mine. Și atunci, de fapt, frecvența campaniei n-a fost 5, ci a fost 14. Ceea ce înseamnă că un consumator în medie a fost de 14 ori acea formă a cutiei. Lucru care m-a interesat pe mine cel mai. Ți-a răspuns la întrebare? Da, nu, dar și mă rog că era rata. Și chestia asta, rata de interactivitate, e un procent sau e un număr, mai zis tu, 14? Da, 15. O putem calcula fie la total afișări, fie o putem calcula la unici. Deci există, de exemplu, rata de click pe unic. Și o să am un exemplu un pic mai târziu, în care o să vedeți cât de mult influențează el eficiența sau în felul în care calculez eficiența campaniei. Și post-click avem deja clasicele pe care bănuiesc că sunteți familiarizați cu Google, cu Google Analytics sau cu alte metode de măsurare a eficienței post-click. Bounce rate, și aici este o discuție. Bounce rate, în general, lumea când vede un bounce rate peste 50% zice, aulă, ce ne face? Uneori lucrul ăsta este natural. Gândiți-vă că și Google are un bounce rate de 20%. Și este normal pentru că lumea îl încarcă în homepage. Atunci, în momentul în care pleacă de acolo, se înregistrează bounce. Ce aș vrea să vă uitați în Analytics este să vedeți cât de mult se modifică acest bounce rate în funcție de sursa traficului. Pentru că dacă aveți un bounce rate mare de pe AdWords, aveți o problemă.
dacă aveți un bounce rate mare de la un, nu știu, un link de pe un blog, n-ar trebui să fie o mare problemă, fiindcă oamenii care citesc blogul în general au o atenție destul de disipată. Oamenii citesc foarte repede, dar mănâncă aceste snack-uri, da? Aceste chipsuri pentru ei. Văd o știre, pac, au intrat, au citit, pleacă într-un minut. Și este normal ca average time spent, deci timpul petrecut pe site de către un consumator care a venit dintr-un blog respectiv, bounce rate-ul, să nu vă fie favorabil în fața unui consumator care vine dintr-o căutare și care chiar a căutat acel laptop Toshiba Protege M400. Deci cu cât stringul e mai mare, știți foarte bine în campanie Google Ads, cu atât este mai mare șansa de a converti acel click la o vânzare. Sau conversia, despre care nu vreau să vă povestesc foarte mult, doresc că sunteți familiarizați cu conversiile. La fel, la average time spent, la timpul mediu petrecut pe site, uneori timpul mediu petrecut pe site nu trebuie să fie neapărat mare. Este mare dacă aveți un site de conținut. Dar dacă aveți, de exemplu, un director web, nu știu, vă dau un exemplu de client tip pagina URI. Pe pagina URI nu-l interesează să stați mult pe site, interesează să intrați, să căutați electricianul și să-l găsiți în 20 de secunde, în 30 de secunde. Fiindcă probabil tabloul de comandă e în flăcă. Deci nu trebuie să stați 6 ore să căutați un electrician. În astfel de situații, trebuie să acceptați că o rată, un average time spent mic pe site este un avantaj și este un factor care va duce la revenirea clientului în site. Bun, hai să vorbim despre optimizarea per campanie. De exemplu, geodemografic. Există situații în care putem targeta pe IP-uri. Știu că o să spuneți că listele de IP-uri nu sunt, n-au 100% acurateții, dar în general, dacă faceți targetări pe București, versus restul țării, ele cam funcționează. Nu intru în detalii despre cum au fost vândute de-a lungul timpului clase IP-uri și ce probleme apar, dar ca idee, vă dau un exemplu, aveam un client din zona auto care targeta exact acele persoane din București care erau nemulțumite de serviciile din București. Și atunci ofereau un pachet de servicii prin care oamenii veneau, îți schimbau mașina cu o mașină de schimb, îți făceau serviciul la Ploiești, îți aduceau mașina apoi în aceiași bani. Și evident că toată lumea care vedea chestia asta în mesaj, pentru că îi se spunea în mesaj, venim de la Ploiești să-ți aduce mașina. Și oamenii erau încântați. Dacă omul a venit la Ploiești să-mi aducă mașina și nu cere bani în plus, e super tare. Un alt exemplu, la Nescafe, facem campaniile la, în general la produse și servicii, fie legat de momentul consumului, fie legat de momentul achiziției. Pentru că dacă o să faci o reclamă la, nu știu, la Colgate, la ora 7 seara, este puțin probabil ca oamenii să aibă așa chestia asta, că de obicei se spală pe dinți dimineața și înainte de culcare. Și probabil la 7 seara nu se culcă nimeni. Și atunci mă interesează să leg această apariție pe site-ul de conținut de momentul consumului sau achiziției. Targetarea pe zile. Am avut un client Fides pe care orice vânzător normal la cap l-a fi trimis la plimbare. Când vii cu un buget de 500 de euro și vrei să apari pe evenimentul zilei, Cârcotașii, Capital și încă 5 site-uri mari, prima ta tendință, mai ales dacă ai un portofoliu, dacă ai niște agenții care îți consumă niște 10 de mii de euro pe flight, să zici, n-am timp de tine, cu toată bunăvoința, lasă-mă cam puțină treabă. Dar am încercat să ajut acest business, acest client al meu, era o doamnă mai în vârstă, care mi-a dat libertate totală și mi-a spus, Doru, nu mă interesează ce faci, vreau să mă împui sala de curs. Ei făceau cursuri de limbi străine, am făcut o analiză în profunzime a afacerii, mi-a spus că principalii clienții acestui curs sunt secretarele și am început să facem niște targetări și niște limitări compuse, combinate în această campanie, în așa fel încât, ce bine am și o marcă, încât acest 500 de euro să nu mai pară un buget atât de insignifiant. În mod normal, să luăm acasă, să zicem că avem 100 de euro de cheltuit pe evenimentul zilei. Nu știu dacă se vede în spate, se vede? La 15 milioane de bannere, dacă noi cumpărăm, să zicem, 100 de mii de bannere, practic nu ne vedem. Da? În realitate am zis așa, din cele 15 milioane de bannere, probabil 9 milioane sunt făcute pe IP-uri de România. Pentru că avem mulți diasporezi care citesc evenimentul zilei din Canada, din Statele Unite, din alte țări. Și atunci am făcut targetare pe IP. După care, din ăștia 9 milioane, am luat numai intervalul luni-joi. Pentru că vinerea
capul unui secretar nu este la curs. Asta ne-am asumat noi. A rămas la 6 milioane. Din astea 6 milioane, am făcut un test cu 10 euro pe un singur site și am observat că cel mai bune rate de click le avem între 8 și 11, respectiv între 14 și 16. Și am făcut targetare numai pe intervalele astea orare. Repet, nu le-am scos din burtă, le-am pretestat. Tot pe banii primi. Și a rămas la 4 milioane. După care, acești 4 milioane am identificat câți unici erau în total. Erau o medie cam de 8 afișări pe unic, deci aveam probabil undeva pe la 500 de mii. Asta vine? Da. Deci, cu 100 de mii am reușit să mergem la 500 de mii de unici, am făcut o limitare de frecvență la 2,5, o să vedeți exact cum se calculează, și am atins un număr destul de mare din acest, deja dacă o să calculați, o să vedeți că nu mai este un view rate chiar așa de rău. Da? Să atingem, probabil din ăștia am atins 40.000 de unici, da? Cu 2,5, deci am atins aproape 10% din audiența care ne-a interesat. 100 de euro, numai pe venitul zilei. Evident că am făcut chestia asta și pe alte site-uri. Pe alte site-uri, rata de click a fost în alte ore. Vă dau un exemplu. Vă arăt un grafic din cap ce mai țin minte. Un site de știri gen Hornius sau evenimentul zilei. Repartiția afișărilor este așa. Nu mă pricep bine la desen. Aici 24, aici 0, aici 8 dimineața, aici 11, aici 16, 17, ori poate că este mai așa. Deci aici intră diaspora, aici intră oameni care intră de acasă sau o parte din mai intră și tipul prânzului. Grosul este dimineața, da? Și niște minime avem noaptea și între orele prânzului și după masă. Ei bine, ratele de click sunt exact pe dos. De ce? Gândiți-vă câte știri ați citit astăzi dimineață pe Hornius sau pe site de știri și câte click-uri ați dat. Vă spun, foarte puțin. Chiar dacă dumneavoastră dați multe click-uri, că poate sunteți din industrie, oamenii normal, consumatorii care nu sunt din industrie, nu dau click. Și atunci, lui Fides nu-i pasă dacă tu intri aici sau aici. Pentru că tot același consumator ești. Pentru că sunt oameni, și nu știu dacă știți, numărul de vizite pe un site de știri este mult mai mare decât numărul de unici. Da? Pentru că sunt oameni care intră des să citească știri. Și atunci, Fides n-a avut o problemă să targeteze exact când avea site-ul respectiv rate mari de click. Dar chiar dacă iau puțin unici, el oricum avea bugete mici. Gândiți-vă, cu 100 de mii de afișeri, teoretic, dacă lași la liber, nu te vezi. Deci aveți un view rate insignifiant aici. Foarte, foarte mic. Targetarea pe browser. Am avut un client din zona contabilității care avea un produs pe care l-am targetat pe site-uri economice. Deci nu prea mai avem ce să mai facem din punct de vedere mediu. Și totuși, ne-am uitat că rata de click pe Internet Explorer era mult mai mare decât pe altă browser. De ce? Ne-am gândit și noi logic. 1. Contabilul nu are cel mai performant calculator din firmă. Asta e realitatea. 2. Contabilul nu este cel mai erudit cunoscător între ale browserele. Probabil că nici nu știe să le instaleze și nici nu interesează. Și atunci, limitând campania numai pe calculatoare care intrau cu Internet Explorer, am reușit să creștem rata de click într-o campanie care teoretic nu aveam ce mari targete să facem, că nu știam la ce ore se uită acești contabili. Tracing cookie. Asta e chestie foarte mișto. Se mai cheamă și retargeting, remarketing, revisiting user, să spuneți cum vrei, cum vreți. Este o soluție prin care arătăm bannere numai acelor oameni care au văzut anterior o altă campanie la același produs sau care au făcut o acțiune prin care noi putem să știm că au o anumită caracteristică. Vă dau un exemplu. Pe o mare site de știri, la un moment dat, am vrut să implementăm o campanie la Durex. Și cei de la site de știri au spus că au o problemă de asociere cu respectivul produs. Că vezi, doamne, vor bănci, mașini și alte trăznăi și nu vor Durex. Deci ne-am spus, aveți 80% bărbați, și bărbații folosesc produsul. Nu vrem. Și atunci am folosit un server pe un site de social networking, de dating, mai pe românește. Am folosit un tracing cookie care ne permitea să arătăm campania doar
conturilor de bărbați autentificate, pe noi a fost pe noi doi, dar care văzuseră în prealabilă cel puțin o, în prealabilă cel puțin o pagină din, din site-ul de știri care nu ne accepta reclamă. Deci puteți să faceți o grămadă de, de artificii prin care să vă eficientizați campania folosind aceste țeluri. O altă metodă prin care puteți să faceți aceste campanii, de exemplu, faceți o campanie de 100.000 de afișuri pe Libertate și aveți un număr de vânzări. După care, evadând această audiență, vreți ca în flight-ul următor, în campania următoare, peste 2 săptămâni, să atingeți alte persoane decât cele care au văzut prima dată campanie, pentru că este foarte probabil să-i fi convins deja să cumpără. Și atunci puteți să aveți prin acest tracing cookie, care magazinează informații despre consumatori, nu la modul nominal, ci la modul știm că acel cookie a văzut campania anterior și putem să arătăm bannerul numai celor oameni care n-au văzut campania luna trecută sau în campania trecută. Targetarea pe secțiu sau pe homepage. Cu regret vă anunț că leaderboard-ul, în general, bannerul cel mare de sus, de pe prima pagină, de obicei are cele mai mici rate de click. Sau cele mai puține clicuri calificate. Pentru că îți dau clipurile din cursă, văd ce mai este sus la codul. Asta înseamnă aproape și cum. În general, oamenii vin din căutări, vin din link-uri directe, bună, vin din link-uri directe și mai departe. Și atunci, ratele de click calificate sau bune, interesante pentru voi, sunt în alte pagini. Deci, feriți-vă de prima pagină, mai ales că acolo toți clienții necunoscători zic vreau să fiu primul, că așa am învățat de la print. Vreau să fiu pe prima pagină a ziarului, că acolo mă vede toată lumea la raft sau la chioșc. Internetul nu este un chioșc și nu se vinde la chioșc. Și trebuie să înțelegeți că este un alt mediu cu alte reguli. Bun. Optimizarea în timpul campaniei. Trebuie să vedeți acești indicatori în timp real. Am dat am avut-o. Te rog. Te rog. Asta, targetările astea crește postul CPM-ului? Teoretic, da. Practic, dacă ai un bun negociator în vechi sau ești un bun negociator, de obicei nu plătești extra. Depinde și de ce buget ai, cât de bine te înțelegi cu vânzătorul, cât de bune vânzători, respectiv sunt vânzători care nu știu ce știu să facă Excel-ul lor și mai departe. Depinde. De-aia e întrebare bună, mulțumesc. Am avut, de exemplu, o campanie la Raiffeisen, un client al nostru tradițional, care venise cu această chestie, era așa o tare de-a lui, facem campanii de luni până vineri, de la 9 la 19. Așa era șablon, așa era scria media plan, pentru fiecare producție la fel. Într-o zi am uitat să le pun. Și am observat stupoare că o campanie la un credit de nevoi personale avea niște rate fantastice în weekend. Evident că am sunat-o pe clientă și am spus, Dana, ai niște rate de click în weekend, am făcut niște teste. Hai să mutăm campania pe weekend. Și am avut o rată mult mai bună atunci. Deci, nu întotdeauna venim cu șablonul de acasă, că știm noi. Eu aici v-am dat un exemplu. S-ar putea să faceți o campanie și să greșim pe unul din site-urile de știri. În medie se întâmplă lucrul ăsta. Fiecare site are un grafic care variază în funcție de o grămadă de parametri. Folosirea de flight-uri. Vă dau un exemplu. În cazul unei alocări liniare, să zicem că avem o campanie 12, nu știu dacă se vede, să spun puțin mai sus. Mai stricăm foaia asta, mai moare un copac, îmi cer scuze. Dar voi nu printați foarte mult, nu? Și avem o campanie pe 12 luni. Percepția consumatorului care intră pe acest site și intră din când în când. Este că a văzut campania asta de 10 ori. Da? Dacă noi comunicăm liniar. Dacă noi vom face niște flight-uri care, să zicem, aici au 4 săptămâni, 3 săptămâni pauză, 4 săptămâni, 6 săptămâni pauză, 4 săptămâni, 3 săptămâni pauză și mai departe, putem să avem în prima situație 10 din 10, în a doua situație 8 din 10. În condițiile în care aici folosim 10 lei, și aici înmulțiți cu cât este bugetul vostru și aici să avem 6 lei înmulțit cât aveți bugetul. Deci cu 40%, cu 60% din bani obțineți 80% din efect. Asta în condiții în care veți întreba oamenii ăștia la sfârșit, ați văzut campania X și îi spună, da, tu cam. Ei nu-și dau seama că voi ați comunicat în site-ul, habar n-am. Și nici nu interesează. Au văzut campania din când în când. Deci asta este o metodă prin care puteți să mai
scădeți din bani, la Fides, de exemplu, foloseam campanii de o săptămână, înainte de fiecare perioadă de înscriere și funcționa. Alocarea peste post. Asta este primul exemplu prin care vreau să vă arăt cum poate să crească rata de click într-o campanie. În general, rata de click într-o campanie, nici o scuze dacă nu se vede în spate, poate atunci să veniți să îmi vedeți aici la operele de astăzi. Rata de click într-o campanie începe să crească după lansare, după care atinge o fază de platou, după care începe să scadă și după care scade dramatic. De obicei, punctul ăsta, când a început punctul de start, se cel care a început cu 0,9, a ajuns la un 1,6, după ce a ajuns la un 0,9, aici aveți un semnal de alarmă. În momentul ăsta trebuie să faceți ceva. Fie schimbați bannerul, fie opriți campania și dați drumul după o săptămână și observați că el din nou se revigorează, și o să fie mai sus, fie schimbați aici bannerul cu o altă creație. În tot cazul veți vedea aici, cine a fost amator de integrală prin facultate și va calcula aria acestui grafic, va ști că va avea semnificativ mai multe click-uri decât în prima situație. Și această alocare peste efort spune așa. Să zicem că noi alocăm pe primele 4 săptămâni. Asta de obicei se întâmplă cam în 4 săptămâni. Deci după 2-3 săptămâni, nu pot să vă dau o cifră exactă, pentru că ea variază, depinde și de clutter, de aglomerația cu reclame, depinde și de numărul de banner pe care le folosiți în campanie, de limitarea de frecvență, de ce fac concurenții cu brandurile noastre și mai departe, de încărcarea cu banner plătite versus house banner și mai departe. Dar, în general, există un punct în care începem să avem o problemă. Și atunci, dacă eu aloc pe cele 4 săptămâni câte 25%, da? Fără să fiți niște experți în probabilități, o să vă fie foarte clar că probabilitatea unui afișer de aici de a genera un click este mult mai mică decât în primele două cadrane, da? Și chiar și în al treilea. Și atunci, de ce să ne alocăm 40 cu 30 cu 20 și cu 10? Pentru aceia din sală care au clienți. De obicei, clientul vrea să-și vadă campania. În internet îți face diferența între vizibilitatea la nivel de vehicul și vizibilitatea la nivel de individ. Da? Dacă toată lumea deschide ziarul financiar, va vedea acolo reclamă. Dacă intră pe ziarul financiar, este probabil să vadă alte reclame decât văd și la consumator. E ca și cum ar schimb Piața Unirii și fiecare om din fiecare mașină ar vedea alte billboard-uri pe blocuri. Cam asta este echivalența cea mai clasică pe care o poți face între publicitatea online și cea tradițională. Și atunci, aceste procentaje mă ajută pe mine, ca în prima parte a campaniei, să închid ochii lui Argus. Da, știți cine era Argus, ăla cu 50 de ochi din mitologie? Pentru că, de obicei, clientul vrea să-și vadă banner. Și dacă nu, și-l vede acolo. Și atunci, în prima zi, alocăm mai multe banner, știi campania vizibilă, dar noi știm foarte clar că vizibilitatea este invers proporțională cu eficiența. Nu poți să te vezi peste tot și toată lumea să dea click. Adică nu merge, nu există așa ceva. Deci, printr-o simplă alocare pe săptămâni diferită, putem mări rata de click în această campanie. Optimizarea post-campanie. Calculăm rata de click individuale și mai ales sezonalitate. Mă interesează cum variază rata de click în funcție de culoarea bannerului, mesaj. Dacă nu mă credeți, încercați în următoarea campanie să faceți 3 banneri cu 3 mesaje diferite, cu 3 culori diferite. Combinații, înseamnă 9 combinații, veți vedea că veți avea o dispersie a ratei de click pe aceste 9 variante. Și o să vedeți că, numai uitându-vă la acești 2 parametri, care sunt doar 2 parametri, veți putea optimiza campania din timpul campaniei. Nu mai zic să faceți și 3 formate. O să vedeți ce rate de click diferite aveți. De exemplu, la un leaderboard, rata medie de click în rețea argomedie este de 0,15%. La skyscraper și la rectangle box între 0,8% și 1%. În condiții în care ele costă la fel. Cu toate astea, oamenii se înghesuie pe bannerul mare de sus. Că nu, ăla e cel mai vândut. Asta e o jucărie care îmi place mie să mă joc foarte mult. Este o histogramă pe care o facem la fiecare campanie în parte. Și care arată ceva de genul ăsta. Și revin aici la partea de frecvență și de rată de click. Deci, oamenii care au văzut odată campania, au înregistrat o rată de click de 0,22. Împărțind 0,22 la frecvența campaniei,
vom obține o rată de click pe unic, adică cât la sută de indivizi, din indivizii unici care au văzut bannerul au și dat click pe el, de 6,44. Cei care au văzut de două ori campania, vedeți că deja au o rată de click de unic, pe unic de aproape 11%. 12, 14, 16 și îl vedeți cum crește. Ca să vă fie mai ușor, o să vi-l arăt în schemă, în format vizual, mai facil pentru audiență. Cine dintre dumneavoastră a făcut studii reale? Matematică, informatică? Mai sus să vă văd. Ok, deci nu o să vorbesc singur pentru următoarele 20 de secunde. Și aveți un grafic logaritmic cu asimptotă la orizontală, un punct de inflexiune la 45 la frecvență de 4, unde derivata este 0. Corect? Bun, hai, înapoi, dăm înapoi. Pe românește, aveți un grafic care începe să crească, dar pe măsură ce crește în frecvență, da? Asta e frecvența de expunere. Cu cât crește în frecvența de arătare a bannerilor, cu atât rata de click începe să crească din ce în ce mai puțin. La un moment dat, nu ne mai devine foarte eficient să mai băgăm bani. Facem un calcul. De la 10 la 11 cheltuim 1 leu în plus la fiecare om, da? Deci în loc de 10 cheltuim 11, de 10% în plus, ca să obținem efect, practic 0. Da? Cu alte cuvinte, de la 10 la 11 nu mai este eficient să crească frecvența. Și atunci, dacă ne uităm, părerea mea este că avem un optim la 4. Deci, pe unde tangenta e la 45, da? Unde oameni mai știu ce e tangent de 45 egal cu 1, da? Și unde orice grafic are un punct de inflexiune, are o derivată 0, deci un optim, pe românește, da? Deci optimul, chiar și vizual, fără să fiți un mare matematician, îl vedeți undeva la 4. Întrebarea mea pentru voi este, la ce frecvență credeți că trebuie să limităm această campanie ca să avem un optim? 9. Păi dacă o punem la 9, nu mai bine o pun la 8? E mai rentabil la 8. La 1 teoretic, practic, dacă fac glitch doar de 1, o să am o rată de click de 5, de 6, când aici e deja dublu. Teoretic e la 4, pentru că acolo e optim, da? În realitate, noi trebuie să facem limitarea de frecvență la 5. Pentru că dacă avem, facem un calcul. Dacă avem 10.000 de oameni care intră o dată pe site, 7.000 de oameni care intră de 2 ori pe site, 3.000 de oameni care intră de 3 ori pe site și 1.000 de oameni care intră de 4 ori pe site, frecvența medie cât va fi? 10.000 plus 7.000 plus 9.000 plus 4.000 16.30. 30.000, da? Împărțim la 10.000? La 16, 4, în loc de 7.000, 14.000 la a doua. Deci 10.000 plus 14.000. Da, 14.000, da, corect, 14.000. Da, 14.000, scuze. Deci avem 33.000, da? Am zis bine? 37. În fine, nu contează. 3,2. Nu e 4. Nu stau acum să fac acolo, pentru că a terminat de montaselul. Deci nu vom avea niciodată frecvență de 4. Și atunci, ca să obținem o frecvență optimă, trebuie să punem limitarea de frecvență la 5. De ce? Pentru că sunt oameni care poate intră o singură dată pe site și pleacă. Și nu mai revin. Și nu mai văd, nu mai au șansă să vadă bannerul meu. Și atunci rata mea de click, pardon, frecvența mea de expunere nu va fi niciodată 5. 5, da, în medie. Va fi 4 și. Dacă această campanie este lungă, sau dacă am bani mulți, o voi pune la 5. Dacă am o campanie scurtă sau un ban puțin, de obicei până la 6-7 și frecvența reală va fi undeva pe la mijloc. Va fi undeva pe la 4. Cu alte cuvinte, creștem rata de click de 5% eficiența campaniei. În cazul de față, indicatorul este doar rata de click, dar putem să facem chestia asta și la alți indicatori, fără să umblăm la banner, fără să umblăm la strategie, fără să umblăm la site și așa mai departe. Vă dau un alt exemplu. Principalele obiective într-o campanie sunt 1. Reach. Deci să atingem numărul de oameni, X. Și 2. Frecvență. De ce? Pentru că prin reach atingem numărul de oameni, ne interesează să atingem o audiență. Prin frecvența optimă, pe care o putem calcula prin pretestare, știm că avem impactul mare.
Și atunci cum facem? Să zicem că frecvența optimă este 3. Dacă frecvența optimă este 3, la început fac o limitare de frecvență egală cu 1. De ce? Să mai ating cât mai mulți oameni. Să zicem că am de cheltuit în afișări. 1 milion de afișări și pun o frecvență de 4. Câți oameni ating? Ziceți. 250. Minim 250. Da? Deci eu cu un buget fix știu audiența minimă pe care o obțin dacă îmi impun o anumită limită de frecvență. După ce am atins 250.000 de oameni, deci îmi ating obiectivul de reach, cresc limitarea de frecvență la 2. Și atunci oamenii din nou au șansa să-mi vadă campania. După ce am atins oamenii ăștia de 2 ori, o cresc la 3 și așa mai departe. Deci pot să ating în treptă, să zicem la interval de o săptămână, cresc limitarea de frecvență, în așa fel încât să-mi fac și obiectivul de frecvență, prin care îmi cresc atât de timp. Și trebuie să vă încurajez să schimbați banner în timpul campaniei. Fie că rata de cât începe să scadă, fie dacă n-aveți posibilitatea să faceți altă bannere, să opriți campania două săptămâni și să-i dați drumul din nou. Dacă vă permite felul în care este grabiz. Dacă vreți să vindeți repede, nu puteți să faceți lucrul ăsta. Bun, cum folosim unelte de măsurare? Vă sugerez și vă recomand să folosiți rețele performante, pentru că există, sunt relativ ieftine în România și este, din punctul meu de vedere, a folosi unelte este ca o asigurare casă. Gândiți-vă că există furnizori, nu vreau să dau nume, că nu are sens, care nu livrează afișele pe care știți că le dau. Deci decât să pierdeți 300.000 de afișele pe care dați bani sau click-uri, e preferabil să folosiți un server, fiindcă ăsta are și rolul de a controliza dacă acele afișări se întâmplă, dacă acele afișări sunt livrate către noi. Te rog. Tu zici că eu, care sunt publicitate, să am alt serverul meu sau unul? Da. Da. Adică alt serverul care sunteți la alt server, la alt server. Eu sunt Iacub și îți ofer 1 milion de afișări prin propriul meu server. Tu mă crezi? Dacă ești Iacub, da. Da? Dar de ce să mă crezi? Ai o reputație, ai o prestanță, că n-aș putea așa... Doamne. Și dacă îți dau 900.000? Ce îmi faci? Eu sunt Iacu. Și când ai citit contractul la Iacu... Nu vreau să fac. Păi spune ce poți să faci. Să te duci la double click, să dai 10 cenți pe afișare sau 5 cenți pe afișare și să-i spui lui Iacu, te deranjează dacă îți dau un cod de server. Dacă Iacu are o problemă cu asta, atunci te ai o problemă cu Iacu. Pentru că problemă transparență. Da? În mod normal, Iacu acceptă orice server, orice cod de server. Și este normal să fie. Păi și în România se întâmplă chestia asta, adică vine un client la tine, la iPhone, sau BCR și îți spune, băi, vreau Media, da? Și folosesc ca server la double click sau ceva? Double click, MediaMind, Genius, orice server vor ei. Da, n-am problemă. Bitmedia, deci poate folosi orice. Interesant, nu știu. Ce vă permite server? În afară de targetări sau retargeting, de exemplu, vă permite overlapping. Puteți să aflați, de exemplu, ce audiență comună este pe două site. Pentru că se întâmplă. Vă dau un exemplu. Faceți o campanie imobiliară. Zicem că eu vreau să vând vile. Și zic așa, bă, pe ce site-ul te simt? Pe două site-ul pe care ai audiență. Ce și-a căutat într-o perioadă acasă? Ziceți. O casă, un apartament, ceva. A vrut să-și cumpere. Nu și-a cumpărat nimeni? Imaginează-ți că ai 5.000 de lei. Păi nu, vreau pe cineva care chiar și-a căutat o casă. Sunt curios. Nu, o casă. O casă. Okay. Pe, când vrei să-ți cumperi o casă, pe câte site-uri de imobiliare? De microfon. Ceva mai rău spune pe toate. Nu, da? Nu, multe. Pe multe, da? Problema mea este că dacă eu intru pe primele 10 site-uri din trafic.ro, da? Sau primele 10 site-uri care știu eu că au trafic, și pun acolo pe fiecare o limitare de frecvență la 5, să zicem, risc să dau peste oameni ca dânsul, care în ziua respectivă vede 30 de site-uri de imobiliare. Și face 5 ori 10, că am intrat numai pe 10 minute, face 50 de bani. Adică, nu convine, este departe de 8 urmă de 4. Sau cât îmi iese, că ăla depinde, da? Poate 5, poate 3, poate 9. Dar nu-i 50, cu siguranță e 50. Și atunci, știi ce fac? Acel overburning, overexposure, îi spuneți cum vreți. Arunc banii pe geam, waste, da? Ogle destinat cu 50% din banii investiți în buzunar, s-au aruncat pe geam. Problema lui era că nu era care jumătate. Nu știa care jumătate. Noi știm care e jumătate. Și atunci ce fac? Dacă am un produs de genul ăsta, care are audiențe care intră pe foarte multe site-uri în același timp
Și este valabil și asta când le știi. Oameni care citești, nu citesc un timp cazul. Intră să citească de fel, după aia intră și pe capital, intră și pe realitate, intră și pe voi și pe alta. Și atunci, cu riscul de a fi foarte înjurat de proprietarele site-ului, de regii sau de alți vânzători, o să zic așa. Zicem că astea sunt site-urile. 1, 2, 3, 4 și mai departe. Zic așa. Cum livrezi bannerul între 9 și 10? Tu livrezi bannerul între 10 și 11. Aici, tu livrezi, ăsta e luni, ăsta e marți, ăsta e miercuri, ăsta e joi, ăsta e vineri. Da? Și fac o matrice care o să scoată din minte pe vânzător și care o să spune, nu ești normal la cap, nu ai treabă, te rog. Cât durează să programezi livrezi? Unui om bun de trafic îi ia 10 minute în plus. Dar avantajul pentru mine este major, pentru că dacă domnul din aici, din rândul 2, intră dimineața între 9 și 10 nervos și vede 20 de site-uri, va vedea doar aici de 5 ori. Probabilitatea de a-l mai vedea în rândul săptămâni este 0. Să zicem că accidental intră și aici, dar este doar accidental, pentru că oamenii general au un consum inerțial. De obicei, cam în aceleași ore citiți același site. În general, aveți două tipuri de comportament pe internet. 1. Citiți lucruri care vă interesează. 2. Citiți bullshit de la alții, pe românește. Bullshit-ul ăla nu mă interesează, eu nu programez campanii acolo. Eu programez campanii pe site-ul de conținut, unde pot să controlez ce se întâmplă. Și atunci scap posibilitatea să fac overexposure pe un target care a cumpărat de la mine vila respectivă. Dacă aveți un propriu vostru alt server, nu aveți nevoie de așa ceva. Pentru că overlapping vă permite să vedeți site-urile care au audiențe comune și să distribuiți 5 bannere, indiferent pe care din site-urile din, sau pe care din furnizor veți face acel afișor. Deci este foarte simplu. De asta este preferabil să dați bani pe aceste server, fiindcă vă eficientizează foarte, foarte mult campanie. Te rog. Care sunt variantele pentru a achiziționa un ad server? Mă gândesc dacă este... De obicei se cumpără la număr de afișuri pe care le folosesc. Deci nu, dacă este să-ți iei unul dedicat, mă gândesc că te costă foarte mult. Dar nu merită să iei unul dedicat. Prefer să închiriez și oamenii să fac. Deci tu, practic, trimiți un singur banner, omul de trafic de acolo ți-l implementează și îți dă niște coduri. Coduri pentru site 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Tu îi pui limitarea de frecvență și dai mai departe furnizorul. Și îți implementează codul și îl are în vedere. Asta e tot. Și există și ad-servere gratuite, nu? Ad manager de la Google, există OpenX-ul. Există, dar din experiență spun că la volum mare încep să crape. Deci nu te mai ținesc eu. La ce volum? Nu știu, până într-un milion de afișări le poți să folosi și pe cele gratuite. OpenX. OpenX îl poți folosi. Dar din câte știu eu, după un anumit volum începe să crape. Și nu mai e... Evident, Google Analytics nu există aici foarte mult, că știți ce aveți de făcut cu el. Și există și alte metode. Trecări, short-uri, releuri, nici la asta nu există foarte mult. Sunt oameni tehnici care le știu. Cei care le știu, mai întreau oameni tehnici. Nu ăsta e scopul prezentării, să intrăm în unitate tehnici. Trebuie. Dacă ai folosit unele tagging Google Analytics într-o campanie care scurtă UTM-uri? Nu, da, UTM-uri. Da, dar folosesc ceva mai mult de noi. Folosesc un trecări cu short link, care este trecuibil și Google Analytics și practic vezi și Google Analytics, dar principala mea problemă este că Analytics-ul pierde afișări și unul pierde multe afișări. Da, sistemul pe care îl folosesc eu îmi dă ăsta în timp real, costă foarte puțin, în general pe client îl costă foarte puțin chestia asta și are avantaj că vede în timp real ce se întâmplă. La Analytics vezi cu o zi în urmă. Vorbește în microfon. Ce nume? Nume de? De? Trecărul ăsta pe care îl auzi foarte. Este o soluție pe care am cerut-o la comandă unui furnizor de-al meu și dacă vreți, în pauză vă dau detalii despre. Nu este scopul să spun acum nume și chestii, dar nu este singurul care face chestia asta. Piața sunt chiar mai multe. Și le puteți folosi. Câteva concluzii. Trebuie să vă stabiliți obiective măsurabile. Trebuie să faceți această eficientizare înainte de campanie, prin pretestare, să nu vă fie frică să testați, pentru că acest test vă poate scuti de mulți bani aruncați pe geam. Monitorizați campania în timp real, deci nu dați drumul la campanie și pe caz la mare, cum fac niște clienți mai mari pe care știu eu. Deci
stați acolo pe ecran. Faceți o analiză a campaniei și folosiți ce ați găsit în această analiză pentru site-urile următoare. Pentru că este foarte util. Întrebări dacă vreți. Te rog. Înainte de a începe o campanie cu un banner, nu e bine să studiem activitatea site-ului. Bannerul facem pentru un site. Da? Promovăm un site. Da. Să studiem activitatea site-ului natural, traficul și toate celelalte informații, că de acolo avem multe lucruri care le-a spus naștere, efectiv la timp când intră pe zi. Evident, dacă am un cod de trafic sau dacă... Acum vorbiți în calitate de proprietar de site? Da. Și vreți să creșteți traficul site-ului dumneavoastră. Exact. Și vreți să dați parte site-ul cu reclamă. Da? Păi, site-ul care faceți parteneriatele respective, intrați și vă uitați acolo, că sunt multe. Și, în general, există indicatori care vă spun dacă acel site este de bună calitate sau nu. Dacă aveți, de exemplu, un site care are 100.000 de unici și 800.000 de afișeri, e un site ok. Dacă are 100.000 de unici și 200.000 de afișeri, are o problemă. Da? Deci omul intră, vede maxim două pagini și pleacă. Deci nu are conținut. Dacă are 40 de afișeri pe unic, iar are o problemă. Ori are un sector porno, că există site-uri care fac chestia asta, ori are o galerie foto ascunsă și ea, ori are conținut care nu are legătură cu site-ul. Și m-am pățit de mult. Am avut, de exemplu, un site de sport în rețeala Argomedia. Dintr-o dată, dintr-un raport de 6-1, se lipsă la un raport 60-1. Și am zis, măi, creștine, ce-ai făcut la site-ul? Nimic, crește site-ul, m-am mai pufut. Ne uitam pe forum foarte puține mesaje, deci nu se justifica acel trafic. Și ne-am uitat cum l-am prins, că l-am prins. Ne uitam pe ratele de click orar. Și vedeam că rata lui de click, în general, rata de click are o sezonalitate zilnică, circadiană, ați văzut-o, dar de obicei se păstrează. Deci de la săptămână la săptămână, variația lui este de maxim 5-10%. Ori la el, pe ori era așa. 001, 002, 001, 00, 011, 001, 002, 00. Și ne-am uitat. Și am găsit o pagină, care se chema AA.php, care încărca în acea pagină 30 de bannere de ale noastre și făcea refresh la 5 secunde. Și le dea drumul din 10 în 10 zile. Și îl vedeam, și îl prindeam. De ce? Pentru că pe bannerul ăla nu dădea nimic niciodată. Și rata de click din ziua respectivă era, din ora respectivă era foarte mică. L-am prins, l-am găsit, l-a luat până în brațe, când nu eu, un programator, era o pagină de test și am zis, moș, hai să-ți tragem înapoi banii pe care ți-am dat pe afișurile făcute abuziv, bonus la clienți, spus în public și așa mai departe, dar când te dăm afară din rețea, te dăm un judecat, deci sână tot. Și l-am prins. Deci există publisher, din păcate, care nu fac chestia. Alți publisher ce fac? Cumpără un site mic și îl integrează într-un site pe care au nevoie de trafic. De ce? Eu sunt site-ul de business, business.ro. Nu vreau să dau nume. Că s-a întâmplat, da? Cumpăr un site de anunțuri, un header-ul site-ului de business și jos conținutul site-ului de anunțuri. Și mie, în header îmi intră banner-ul care trebuia să înruleze pe site-ul care avea nevoie de mai mult trafic. Și în anunțul ăla nu vă spun ce găsesc. Și cu ce anunțuri de transexual se asociau anumite brand-uri din piață. Deci nu vreau să intru în detalii, dar vă spun ce se întâmplă în general. Și se întâmplă. De asta este bine să folosiți un server. Fiindcă server-ul ăla vede. Unțele vrea de afișere. Pentru că dacă voi îi dați bani și el vă spune, vă trimite un raport de server în Excel cu sheet 1, sheet 2, sheet 3, serios, eu n-aș accepta așa ceva. Și clienții mei n-ar trebui să accepte chestia asta. Dar sunt clienții piață care acceptă. Care spun, raport de server mi-a dat în Excel, nu e nicio problemă. Eu cer un PDF cu ștampilă. Dacă nu-i cu supărare, dacă nu, nu mai intru la ea. Fără niciun fel de chestie. Dar din păcate sunt clienți care zic, lasă-mă că băia bun ești în timp de zile. Băia bun, dar nu. Se întâmplă. Alte întrebări? Haideți, cât sunt aici? Zi-mi așa din experiență, că acum se spune, depinde de la campanie la campanie, dar care ar fi un buget, să spunem, minim, unul ok și unul foarte bun pentru a obține niște rezultate cât de cât într-o campanie? Știu că e puțin... Nu există așa ceva. Am avut campanii foarte bune cu 500 de euro și campanii foarte proaste cu 50 de mii. Depinde ce obiectiv ai. Deci, în general, este câți oameni vrei să atingi. Mai au puțin marfă. Costul este dat de numărul de unici, da, sau unici, înmulțit cu frecvența optimă pe care ți-o dorești, înmulțit cu frecvența.
da? Că îl cumperi la click sau la lead sau la ce vrei tu, ăsta este costul prin, formula prin care tu își calculezi o campanie. Câte ori vrei să atingi? 100.000. De câte ori? Păi am calculat de 4 ori. Deci ai nevoie de 4 ori, mulți corect, ca cu discount pe care ți-ai și mai departe. Dacă sunt un foarte mulți care spun, păi bă, eu costă de euro intru pe Google și fac acolo de cite 100 de euro, te vezi de 100 de euro. Nu o să poți niciodată să faci 100 de euro pe Google, ce poți să faci pe 10.000 codes. E clar, nu? Deci nu există un buget top, nu există așa ceva. E ca și putea să te mai apăti, cât costă o mașină? O să spui, ce mașină? E, poți să o mașină cu 3.000 de euro și poți să iei la 300.000. Cât timp de ce vrei? Aveam o întrebare. Cred că până mai am avut experiență de pe rețele de display. Vreau să întreb pentru un magazin online sau cineva care vrea să genereze vânzări online sau să genereze lead-uri, a recomandat să facă o campanie masivă pe display, adică ar avea un ROI bun? Nu. Așa mă gândeam și eu că am făcut. Dar nu înseamnă că nu trebuie să încerci. Știi unde mergi în general? Pe site-uri specializate, site-uri de nișă, site-uri foarte mici. Dacă te duci pe site-uri foarte mari, s-ar putea să instal proprietar de site mare să mă jure. Dar, în general, site-urile mari au audiență difuză. Și este normal să nu găsești acei oameni interesați. Dacă intri pe un site gen Autovit și tu vinzi, nu știu, filtri Kinden, este puțin probabil să vinzi foarte bine. Dacă intri pe un site de tuning, foarte nișat, sau pe un site de motocicliști din București care fac ce, este mult mai probabil să vinzi acolo decât pe un site mare. Ăsta este doar un exemplu, dar nu înțelegi mecanismul. Da, da, problema e că am făcut o campanie pe display, prin Google, dar ideea e că ai nevoie de un buget foarte mare ca să dai seama exact cu ce site-uri mergi. Asta e marea problemă. Pentru că ai intrat în direcția foarte mare. Asta e, da. Adică și Google ăsta are și niște dezavantaje. Da, nu da, da. Că lumea zice, mamă, the big book, dar nu e chiar. Ce poți să limitezi exact site-uri pentru care te-ați pierzi clienți? Da, posibil clienți sau posibil lead-uri. Na, ce să zic, încearcă întâi cu rețele mai mici. Nu totdeauna cele din com sunt mai bune. Nu e o regulă. Am multe exemple care te pentru zic. Da, dar acolo sunt clienții. Dacă tu țintești audiență în alte țări, da. Dar poți să intri și pe... State și voi UK. Poți să fie, de exemplu, audiență de pe software de State și UK. Nici o problemă. Așa, acolo, dar oricum. Dar, în general, piețele de afară sunt mult mai sofisticate și își permit mult mai multe instrumente decât ce se întâmplă la noi. Adică, de exemplu, dacă intri pe Yahoo UK, acolo ai bursă de publisher. Și intri și publisher vin cu click-ul și fac ca un fel de licitație. Cam ce face bursa de Edul, trade-ul lui Boom aici. Numai că este mult mai sofisticată și foarte mult publisher. Și poți să te uiți, adică, în general, combinația dintre tema site-ului și profilul sociodemografic, pentru că cei de acolo au de obicei, e suficient să dai seama dacă acel site se potrivește campanie sau nu. Și îți recomand, dacă probabil mergi pe lead-uri, mergi pe formate care are eficiență. Mergi pe 300x250, mergi pe Skyscraper, mergi pe 336x225, pe 336x228. 280, așa, într-un. Pentru că știi ce se întâmplă? Toată lumea intră pe formatele standard, IAB. Pe Leaderboard, Skyscraper și Rectangle. Ori tu dacă intri pe Rectangle mare, s-ar putea să nu ai concurență foarte mare acolo, să te vezi mai bine. Deci sunt niște mici tricuri de media planning pe care, dacă mai vezi din astea, mai găsi și la mine la curs. Altă întrebare? O întrebare. Merge, merge. Care e comisiunea pentru consultat, să zicem așa? Nu există așa ceva. De ce? Adică nu există un comision fix. Depinde ce vorbesc cu fiecare de companie. A, deci e variabil? E variabil. Totul viață relativ. Sau e variabil? Nu e variabil. Bun. Din experiența proprie, ai un site, este România. Ce clienți va avea din străinătate? Români care stabiliți acolo sau nativi? Păi depinde ce pe site-ul respectiv. Te referi la vânzarea de publicitate sau la audiența site-ului? Depinde cu ce este site-ul. Dacă ai un site cu biserici ortodoxe de lumea întreagă, probabil că vei avea audiență din străinătate. Și adică și audiență din străinătate. Dacă ai despre stadioane din București, probabil că vor fi de aici. Nu știu să dau un răspuns la întrebarea asta, pentru că e o chestie foarte difuză. Poți să spui în ce zonă este site-ul? Nu. Din ce categorie? Pe
site-urile românești, cine intră de acolo în sănătate. Că sunt mulți români acolo. Din păcate, pentru diaspora nu sunt foarte multe campanii care să faceți bani. Adică, în afară din Western Union și alți câțiva clienți de mare publicitate, nu găsești foarte multe, un debușeu foarte clar pentru aceste audiențe. Deși pot fi audiențe extrem de valoroase. Dar în afară de cartele telefonice și transfer de bani, nu prea ce să le dai. Adică, da. Și plus de asta, aici te bați cu foarte multe site-uri mari care au audiențe mari. Gândiți-vă la Căpșunari de pe Trilul. Căpșunari fiind oameni din Spania. Da? E greu să te bați cu Trilul, adică cineva care vrea să cumpere audiențe mari de români care trăiesc în alte țări, se duc pe rețelele mari de tip user generated content, unde prețul este foarte mic, fiindcă pe ăla nu-l doar răbuta să facă acest material editorial, pentru că ar fi nular. Dacă mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție, mai rămân în sală. Vă mulțumesc frumos și poate mai vedem.